Sara, 11 mai 2000. Cristina și Sergiu. Eu mă numesc Ana, sunt de la compania Surprize la Domicilia. Mi-e face o destul de plăcere să fim astăzi alături de voi la această minunată sărbătoare. Și cu această ocazie avem câteva daruri pentru dumneavoastră. Așa, închețelul. Și calamașele, să luați, vă rog. Cutia cu ciocolată. Sticla de șampanie. Calufier. Așa, coș cu fructe. Vă dați seama din partea cât poate fi surpriza? Avem două variante. Vorbim de la fratele Ștefan, vorbim de la Olga. Iau un mesaj pentru dumneavoastră. Îți dăm 4 mesaje și din mesaj nu mă plac deja din partea cu iubire. Scumpii mei prieteni, Cristina și Sergiu, iată ca să zice ziua în care ați spus da în fața lui Dumnezeu. Ziua în care ați pășit pe un nou început. De azi înainte veți învăța cum să vă ocrotiți unul pe celălalt de tristețile vieții, cum să aveți răbdare și cum să vă iertați greșelile. Este un nou capitol în viața voastră, care vă va purta pe drumuri plin de obstacole pe care le veți despăși împreună. Vă urez pe căsnicie să vă binecuvânteze, cu respect, bucurie, încredere și multă înțelepciune. Dragostea este zborul vieții, ea ne închide ușa uneori și nu zădar a scris poeții despre miresmele iubirii. Dragostea este o comară ce are preț pe globul pământesc, doar atunci când vraja ei coboară spre două inimi care se iubesc. Azi tot cântă iubirea voastră, de azi nu există tu ori eu. Astăzi sunteți mire și mireasă, în fața noastră și a lui Dumnezeu. De azi veți respira același aer și veți fi un suflet și un gând. Eu vă doresc să aveți noua cale, belșug, noroc și multă bucurie. Casa de piatră, scumpii mei, vă îmbrățișez cu dor, cu drag Mariana Bibo. Dacă aveți un mesaj pentru ea, vă rog. Mariana, îmi pare foarte rău că nu ești alături de noi. Îți mulțumim mult și chiar nu ne-am așteptat. Mulțumesc încă o dată. Mulțumim, Mariana. Îmi pare rău că nu ești alături de noi. Chiar nu ne-am așteptat, nici cu gândul. Că ar putea fi din partea ta. Mulțumesc frumos.